Bună, sunt Alexandra și a venit rândul meu să vă arăt cum îmi petrec fiecare zi. E dimineață și mă pregătesc să mă duc la birou, dar o să fac un pit stop înainte să-mi iau ceva de mâncare și o cafea super bună și vă invit cu mine. Evident că îmi petrec destul de mult timp în trafic. Vremea nu e cea mai drăguță, dar nici o cafea nu poate să rezolve. Acum că mi-am luat și cafeaua, poate să înceapă ziua, mergem la birou. Nu mi-am ales cea mai bună zi să încep să filmez, dar lucrăm cu ce avem, plouă. Cum vă spuneam, mi-am cumpărat ceva de mâncare și o cafea și acum am venit la birou. O să vedeți că eu și oricând fac desigur un sport. Și mă ajung și la etajul 3, să vedem, e cineva? Nu e nimeni la birou, sunt prima, sunt matinala, am uitat să vă spun și asta. Iată ce drăguț e la noi la birou. E foarte colorat, e creativ totul. Lucrez la agenție super tare. Și cred că o să mă pun să mănânc liniște granula pe care mi-am cumpărat-o și să beau cafeaua până vin colegii. Ba! Nu vei regreta! Terminat încă o nouă zi de muncă și vreau să o închei cum trebuie și să mă duc să mă mișc puțin pentru că m-am morțit. Ceea ce vă sfătuiesc să faceți și voi. Bye! Eu doar sunt terminat la sală, am alergat 5 km și acum merg să fac un stage. Am un job super activ. Făi, închide ușa. Bună dimineața, Elisters. Dacă aveți impresia că am filmat pe durata mai mult la anul timpuri, să știți că nu este așa. Am avut o zi cu ploaie, o zi cu soare și astăzi ninge. Deci va trebui să încep ziua cu mișcare și anume să-mi curăț mașina. Pa! Răzvan, yes. Acum că avem și mâncarea în prim plan, spune ceva despre sport. Sportul nu e viața mea. Sunt un om mult prea leneș. Plăcerea mea este să mănânc o înghețată seara în pat, uitându-mă la unul care face exercițiu. Dacă vrei să sărești, facem și păsăritură.